Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, iată care sunt titlurile ediției. Pompierii și ambulanța vor avea dispecerat comun pentru ca timpul de reacție să fie mai scurt. Grevă în spitale de luni, sindicaliștii din sistemul de sănătate vor declanșa greva japoneză. Surpriză de proporții pentru Ministerul Culturii. În mormântul din Biserica Domnească din Curtea de Argeș nu se află Vlaicu Vodă sau un membru al familiei Basarabilor, așa cum credeau istoricii. Dispecerat comun pentru pompieri și ambulanță, pentru ca timpul de reacție să fie cât mai scurt, în Argeș a fost implementată o modalitate de organizare europeană. Până la sfârșitul anului se va lucra la fel în toată țara. Până astăzi, angajații ambulanței și pompierilor erau coordonați din colțuri opuse ale orașului. Pentru a lucra mai eficient, autoritățile au decis să implementeze și la nivelul județului Argeș un mod de lucru deja intrat în vigoare în mai multe județe. Astfel, dispecerii celor două servicii de urgențe vor lucra în același loc și se vor pune de acord de fiecare dată când trebuie să trimite echipele de intervenție. În acest mod, nu mai există riscul ca medicii de la ambulanță și cei de la SMURD să se întâlnească la aceeași urgență. Este un pas major înainte. Din punctul nostru de vedere, cooperarea între ISU și ambulanța, și când vorbesc de ISU, vorbesc și de SMURD aici, este extrem de importantă. Modul în care coordonăm activitatea, dacă până acum ambulanța avea dispeceratul ei, ISU dispeceratul lui, venea de la 112, auzea unul pe celălalt într-o cască, se luau deciziile uneori separat și fără să știe unul ce a făcut celălalt, acum, fiind împreună la același loc, scurtăm timpul de reacție, scurtăm timpul de intervenție și mai ales deciziile pot să fie decizii integrate, mai ales dacă luăm accidentele rutiere, dacă luăm situații speciale, calamități, orice se întâmplă, când sunt împreună, deciziile pot să fie mult mai corecte și mult mai prompte decât dacă sunt separați. Plus, mai este și un aspect economic care trebuie să luăm în considerare, că un singur dispecerat în viitor pot să-l dezvolți mult mai bine din punct de vedere tehnologic și din punct de vedere tehnic. Deci aici nu trebuie să dezvolți două sedii și dezvolți un sediu în care sunt toți împreună. Autoritățile au mai spus că întreaga activitate va fi coordonată din dispeceratul comun și în cazul unor situații de urgență excepționale, precum cutremure, inundații sau incendii de proporții. De luni vom avea grevă în spitale. Sindicaliștii din sistemul de sănătate vor declanșa greva japoneză. Deși deja sunt mii de angajați care au strâns semnături și au declanșat conflictul de muncă. Astfel, timp de 3 zile, sindicaliștii din spitale vor lucra doar cu o banderolă pe braț, în semn de protest față de propunerile legislative ale ministrului sănătății Eugen Nicolaescu. Minim 6% din produsul intern brut acordat sistemului de sănătate, o legislație care să garanteze independența profesională a celor care lucrează în sistemul public și privat, o lege a salarizării specifică sistemului de sănătate, renunțarea la denigrarea profesioniștilor de către autorități, organizarea unităților medicale cu paturi pentru asigurarea de servicii prompte și de calitate pentru pacienți, sunt doar câteva dintre revendicările organizațiilor membre ale Coaliției Profesioniștilor din Sănătate. Revendicări are și Federația Sanitas, care face parte din această coaliție și care susține programul și mișcările de protest care urmează. Sunt revendicării de natură salarială și de organizare a sistemului. Și nu numai a sistemului sanitar, pentru că noi avem foarte mulți membri și în asistența socială și toate aceste lucruri s-ar putea rezolva doar dacă pornim la un minim de 6% din PIB. Pornind de la un 6% din PIB, obligatoriu ar trebui să avem o creștere salarială începând cu 1 ianuarie 2014 și aș vrea să punctez aici că această creștere salarială nu poate fi nici cum acceptabilă la nivelul de 3%, acela care a fost cumva avansat în ultimele runde de negocieri. Și dacă în urma grevei japoneze nu se va rezolva niciuna dintre revendicările sindicaliștilor, atunci pe data de 2 noiembrie va avea loc la București un meeting de protest la care vor participa mii de sindicaliști din întreaga țară. Pe data de 2 noiembrie vom participa la un marș de protest în București între Piața Parlamentului, Ministerul de Finanțe și Guvern, în care vom proceda altfel decât până acum. Nu vom fi zgomotoși, va fi un marș al tăcerii. Un marș al tăcerii considerând că deja noi am fost destul de vocali până în acest moment. Așteptăm ca de acum încolo vocali să fie cei care au puterea de decizie și să aducă lucrurile de așa natură încât sistemul sanitar să meargă către un făgaș firesc.
La Pitești, liderii de sindicat din mai multe domenii de activitate s-au întâlnit și cu parlamentarii de Argeș, dar și cu autoritățile județene pentru a discuta despre aceste nemulțumiri. Sindicaliștii își pun mari speranțe în aleșii județeni și speră să-i ajute să-și rezolve problemele. Așteptăm din partea dumnealor să rezolve aceste probleme. S-au adunat multe, sperăm să le rezolve gradual. O problemă dezbătută de noi a mai fost aplicarea ordonanței 77, care este foarte greoaie în ceea ce privește angajările de personal în sistemul sanitar. Pe 14 noiembrie are loc la București Consiliul Național al Sanitas, iar dacă revendicările lor nu vor fi rezolvate, se va decide data începerii grevei generale în sistemul sanitar. Surpriză de proporții în cazul unui proiect al Ministerului Culturii, după ce o echipă de cercetători a deschis mormântul princiar din Biserica Domnească aflată la Curtea de Argeș. Înăuntru nu era Vlai cu Vodă sau vreun membru al familiei Basarabilor, așa cum credeau istoricii. La ora actuală nu se știe cine se află în mormânt. Mormântul din Biserica Domnească a fost deschis anul trecut, după 700 de ani de când nu s-a umblat acolo. La deshumarea osemintelor care se credeau a fi ale lui Vlai cu Vodă au participat zeci de specialiști cu scopul de a preleva ADN care să ajute la stabilirea originilor familiei Basarabilor. Răspunsul a venit la un an de zile, iar istoricii nu pot spune cine este înmormântat la Curtea de Argeș. Cercetătorii au stabilit că nu este vorba de niciunul dintre nepoții lui Basarab I, respectiv Vlai cu Vodă sau Radu I. Mormânt al unui prinț îmbrăcat după cea mai pură modă occidentală. Deci avea veșmânt venețian de purpură, cu sut cu aur, cu perle, cu mărgăritare, cu dantelă venețiană la gât. Deci tot ce arăta acolo arăta un prinț occidental. Ce știm cu certitudine la ora actuală este un mormânt princiar? Cine e înăuntru? Cine este înăuntru? Încă nu putem afirma cu certitudine. Acum turiștilor care vin la Biserica Domnească le sunt expuse mai multe variante și li se vorbește de rezultatul cercetărilor, acela că nimeni nu poate spune la ora actuală cine este înmormântat la Biserica Domnească. Turiștilor le încercăm să le explicăm și ceea ce s-a întâmplat în legătură cu cercetarea de anul trecut, când s-a încercat o descifrare a vechimii mormântului și o descifrare a identității genetice prin proiectul acela ADN-ul Basarabilor, a personajului misterios înmormântat aici, în mormântul numărul 10 din Biserica Domnească. Mormântul de la Curtea de Argeș a fost deschis de aceeași echipă de cercetători care a mers și la Cozia și la Mănăstirea Dealul din Târgoviște. Rezultatele cercetării de la Biserica Domnească din Argeș au venit primele, iar acum oamenii nu știu la al cui mormânt se închină. Știți cine este înmormântat în Biserica Domnească? Nu știu. Ce scrie acolo? Toți ce știe, ce scriu. Ce scrie acolo? Cercetătorii s-au tot contrazis? Nu prea știe nimeni la ora actuală. Eu cred cu tărie că ar trebui să se orienteze în acest interval de prima jumătate a secolului XIV și cred că au mare nevoie să fie lăsați să coroboreze rezultatele de aici cu rezultatele celor două morminte extrem de interesante din Mănăstirea Aninoasa, unde pot fi Basarab Întemeietorul și Nicolae Alexandru, dar și cu ceilalți membri ai dinastiei Basarabilor, cum e Mircea cel Bătrân, care se află la Cozia, și ale celorlalți domnitori aflați la Mănăstirea Dealul. Un alt detașament format din 22 de instructori de la Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă, Mihai Viteazu, vor pleca în Teatrul de Operații Afganistan. Militarii argeșeni vor instrui pe afgani în mai multe domenii, medical, al comunicațiilor și informaticii. Emoțiile despărțirii de familii rămân aceleași, chiar dacă militarii nu sunt la prima misiune peste graniță. La Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă Mihai Viteazul, joi a avut loc ceremonia de plecare în Teatrul de Operații Afganistan a echipei de instructori. Cei 22 de militari vor instrui pe soldații afgani, iar misiunea lor va fi pe o perioadă de 6 luni. La ceremonia de plecare au fost prezente pe lângă cadrele militare și rudele vizibil emoționate. Niciunul dintre militari nu este la prima misiune, dar chiar și așa despărțirea de familie este foarte grea. Emoțiile sunt la despărțire, despărțirea de familie, de cei dragi, prieteni, de țară, obiceiuri, știți cum este. Bineînțeles, soția întotdeauna a avut de comentat când am plecat într-o misiune, dar asta este meseria. E grea despărțirea de familie, cu ce gânduri? Este foarte grea pentru că celelalte două misiuni nu aveam fetiță, acum avem o fetiță de un an și 7 luni și e cu atât mai greu.
pentru 6 luni, dar consider că vom face față și vom avea suportul deplin și al soției și al copilului pentru a ne întoarce sănătoși acasă. Conservatorii salută modificările aduse codului insolvenței. Aceștia spun că proiectul de lege nu va genera nemulțumiri în rândul societăților comerciale care își plătesc conștiincioase dările la stat, ci în rândul celor care s-au folosit de o lege menită a proteja societățile aflate în dificultate pentru a nu-și plăti taxele și impozitele. Codul insolvenței a fost aprobat de guvern prin ordonanță de urgență. Noile reguli privind insolvența au fost deja publicate în Monitorul Oficial, dar sunt valabile din 29 octombrie și vor fi aplicate inclusiv procedurilor aflate în prezent în derulare, cu excepția prevederilor privind insolvența grupului de societăți, unde vor fi aplicate doar cererilor introduse după această dată. Din punct de vedere al nostru, ca și legislație, este mai bun, mai benefic. Adică, hai să nu mai facem tot fel de tertipuri și sub o formă sau alta să luăm o societate, să tragem tot de acolo și brusc să o băgăm în insolvență și o mai vedea noi care răspunde, cum răspunde, ca să nu mai spun că eu ca acționar majoritar o fac datoare în primul rând la mine, mă așez pe primul loc în masa credală și tot eu iau tot de acolo și cu asta basta și restul care au de luat nu mai apucă. Deci tertipurile astea care sunt foarte bine știute trebuiau eliminate de mult. Codul insolvenței a fost promovat de guvern prin ordonanță de urgență, nu prin proiect de lege, deoarece evaziunea fiscală și neplata către buget a contribuțiilor indicau o situație de urgență, motiv pentru care chiar FMI a cerut guvernului să îmbunătățească cât mai repede rata de colectare. Aproape un an și jumătate de la preluarea guvernării de către USL, guvernul se laudă cu accesarea unui volum mare de fonduri europene, dar și cu măsuri care ar fi avut ca efect stimularea economiei. Rata de absorpție, de pildă, pe toate programele finanțate de Comisia Europeană a ajuns în prezent la 24%, adică peste 2,2 miliarde de euro încasați de România doar în ultimul an. În acest moment, toate programele sectoriale sunt deblocate și se primesc cereri de rambursare la Comisia Europeană. Suma încasată de România prin finanțări europene în acest an este echivalentă cu cea rambursată de Comisia Europeană în întreaga perioadă 2007-2012, fapt care demonstrează eficiența măsurilor implementate de guvernul USL, consideră consilierul județean liberal Marius Postenicescu. Potrivit statisticii Consiliului Județean Argeș, totalul fondurilor atrase în județul nostru până în prezent sunt de peste 713 milioane de lei. Fondurile structurale atrase în ultimul an, 2013, și în afară de cifrele relevante la nivel național, care sunt în 2013 până în acest moment de 2 miliarde 200 de milioane de euro, deci numai în 2013, reprezentând un procent de 24%, reprezintă mai mult decât toate sumele încasate din 2007 și până în 2012, până la închiderea multor programe. Aceste deblocări și creșterea ratei de absorpție la 24% arată un progres dătător de speranțe în perspectiva măsurilor care se vor lua la începutul anului viitor și pentru mai bunul trai al românilor. În plan real, însă, atât oamenii simpli cât și oamenii de afaceri sau oamenii politici susțin că situația este puțin diferită. Sunt destui cei care se plâng că nu o duc așa cum promiteau politicienii în urmă cu 2 ani, deși își puseseră speranțe într-o evoluție economică favorabilă a țării. Ce puteți face cu 5 lei în 2013? E bine, vă puteți duce la muzeu să faceți cunoștință cu Pepino și Jojo, un crocodil pitic african și un piton birmanez ce măsoară 5 metri. Și asta nu este tot, iguane, șerpi, vipere, tarantule, crocodili, pe toate le puteți găsi până pe 23 octombrie la expoziția de reptile vii găzduite de Muzeul Județean Argeș. La expoziția de reptile vii, doritorii au posibilitatea să vadă peste 60 de specii de reptile de pe toate continentele. De departe, vedeta acestei expoziții este Pepino, un crocodil pitic african cu ochii negri, în Europa fiind doar 3 asemenea exemplare. O altă specie rară este și Jojo, un piton birmanez ce măsoară 5 metri. Cele două reptile atrag zilnic sute de curioși, în special copiii care sunt fascinați de acestea. Face baie. Face baie, face duș. Mamă, cum clipește, drăguț e. Wow.
nu mă așteptam să fie adevărate, cream că o să fie din plastic sau așa. Deja am depășit timpul alocat acestei activități pentru că le place foarte tare. Și dacă vă imaginați că aceste reptile pot mânca orice, ei bine, vă înșelați. Aceștia sunt răsfățați cu mese bogate în carne. Mai mult, în funcție de dimensiuni, primesc hrana pregătită special. Mănâncă bucăți mari de carne, inimi de vită, pulpe mari de găină, de pui, cu cârligu agitată bucata de carne, iar ăștelalți, marea lor majoritate, le tai după dimensiunea lor și cu o pensetă îl agită. La șerpii veninoși, obligatoriu, carnea trebuie încălzită câteva grade peste temperatura corpului meu, că au senzori termici și îmi sare la mână, nu la carne. Expoziția este deschisă publicului până pe 23 octombrie. Prețul unui bilet de intrare este de 6 lei pentru adulți, 5 lei pentru elevi, studenți și pensionari, iar pentru grupuri formate din peste 10 persoane, 4 lei de persoană. Mioveniul vrea să învingă liderul seriei a doua chiar la el acasă. Elevii lui Moldovan speră să se întoarcă cu toate cele 3 puncte din deplasarea de la Gloria Bistrița. Deși au început foarte slab noul sezon oficial al clubului, CS Mioveni sunt convinși că lucrurile s-au așezat odată cu venirea noii bănci tehnice. Neînvins de la venirea la Mioveni, cuplul Moldovan-Stoica speră să continue parcursul bun și în partida de sâmbătă din deplasare cu cei de la Gloria Bistrița, liderul seriei. Legat de jocul de la Bistrița, vă dați seama că va fi un joc foarte, foarte greu, nu neapărat în prisma locului de clasament. Ei sunt o echipă, până la urmă, neînvinsă, o echipă foarte bună, cu jucători care au activat în Liga 1, dar asta nu ne face pe noi să nu credem că putem să scoatem cel puțin un rezultat bun. Dacă nu un punct, de ce nu? Și trebuie să credem și la 3 puncte. Chiar dacă a evoluat sezonul trecut la Bistrița, atacantul miovenului Roberto Aiza spune că nu va avea milă de foștii săi colegi. Bistrița este o echipă, cum a zis Marius, echipă neînvinsă, a adunat puncte acasă din două meciuri care au făcut, au câștigat. Este o echipă tânără, dar cu niște jucători care au fost și în divizia. Avem și noi o echipă în creștere, venim de 3 rezultate bune, 2 egaluri și o victorie. Și speram să mergem la Bistrița cu gândul la victorie. Dacă nu se poate victoria, încercăm să-i scoatem măcar un punct. Pentru partida cu Gloria Bistrița, miovenul nu are probleme de lot, mai puțin Cotigă, suspendat pentru cartonașul roșu primit acum 2 etape. Începând cu data de 10 octombrie 2013, SECE Apă Canal 2000 Sapitești sistează plata facturilor de apă și canalizare la caseriile societății. Totodată, pentru a oferi un plus de confort clienților săi, pune la dispoziția acestora următoarele modalități de plată. Prin numerar la toate agențiile BRD din județul Argeș, prin debit direct la toate agențiile BRD prin semnarea mandatului de debit direct. Prin ordine de plată în contul RO93-BRDE-030-SV-057-34-58-0300, deschis la BRD Pitești sau prin internet banking în contul RO93-BRDE-030-SV-057-34-58-0300, deschis la BRD Pitești. Pentru plata facturilor numerar la ghișeele BRD, precum și prin debit direct, comisioanele vor fi suportate de către SECE Apă Canal 2000 Sapitești. În termen de 60 de zile, facturile vor putea fi plătite prin serviciul Robo al BRD. În secolul 21, mai mulți oameni mor din cauza osteoporozei și a consecințelor sale decât din cauza celor mai frecvente boli maligne, cancer de sân, cancer uterin sau cancer ovarian, spun specialiștii. Cele mai multe complicații ale osteoporozei pot fi însă prevenite, prin diagnosticul timpuriu al bolii, prin exerciții fizice regulate, printr-un tratament aplicat individual. Terapia se bazează pe 3 piloni: nutriție cu multă vitamina D și calciu, exerciții fizice, terapia cu medicamente. Există însă o nouă posibilitate de tratament, tehnologia de rezonanță magnetică nucleară. Aceasta utilizează fenomenul fizic al rezonanței magnetice nucleare cu efect terapeutic. Durerea cauzată de osteoporoză dispare de la sine, iar masa și densitatea osoasă cresc. Diagnosticul medicului este însă foarte important pentru acest tratament blând. Numai medicul poate verifica dacă și ce fel de terapie poate fi folosită cu succes.
dacă suferiți de osteoporoză. Din 14 octombrie puteți face programări pentru diagnosticare și terapie cu tehnologie de rezonanță magnetică nucleară la Laurus Medical, clinica Laurus Medical, în Bulevardul Republicii 150. Doctorul Toma Aurelia va fi disponibilă pentru toți cei care doresc rezervare. 0248-220-888. În weekend, vremea va fi caldă pentru această perioadă în județul Argeș. Cerul va fi variabil, vântul nu va depăși pragul de moderat, iar presiunea atmosferică va înregistra ușoare variații. Izolat, pe voi și în depresiuni, vor fi condiții de ceață. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între 7 și 11 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 19-23 de grade Celsius. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Sunt Cristina Muntanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim duminică la ora 12:30 la sinteza știrilor 7 zile în Argeș. La revedere! Dance. Yes.